Tom, camionul de tractări. Salutare, Carlo! Dar oare ce ai acolo? Miroase a pizza? Delicios! Dar e cam multă pizza. E bine că mergi încet ca să nu dai ceva pe jos. Ești cea mai bună camionetă de pizza din oraș, Carlo. Carlo, e roșu la semafor. Trebuie să oprești. Oh, nu! Carlo, atenție! Cred că frânele tale s-au stricat. Of, Doamne! Pizza ta, Carlo! E peste tot! Ești bine? Nu te îngrijora, Carlo. Nu a fost vina ta. Te vom pune pe roți imediat. Sunt sigur că Tom, camionul de tractori, va găsi el o soluție. Bună, Tom! Ai copt din nou? E în regulă, Tom. Nu trebuie să ne pricepem cu toții la copt. Și în plus, Carlo are nevoie de ajutorul tău. Frânele sale s-au stricat în timp ce livra pizza. Crezi că îl poți ajuta? Minunat! Carlo va fi ușurat. Nu te îngrijora, Carlo. A venit Tom să te ducă înapoi la garaj și să-ți repare frânele. E ok, Carlo. Edgar ar putea curăța mizeria de pe șosea până când îți repari tu frânele. Ce zici, Edgar? E ok? Mulțumim, Edgar. Ne vedem în curând. Ok, Tom. Ai idee cum pot fi reparate frânele acestea? Minunat! Haide, fă-ți magia, Tom! Gata? E pregătit Carlo de plecare, Tom? Oh, oare ce-o pune Tom la cale acolo în spate? Să sperăm că nu coace. Oh, wow, Tom! Suport nou pentru pizza pentru Carlo? Ce drăguț din partea ta! Acum pizza ta nu va mai cădea, Carlo. Și uite, Carlo, e pe culori, astfel încât să poți pune pizza cu brânză în cutia galbenă, pizza cu peperoni în cea roșie, pizza vegetariană în cea verde. Ce inteligent! Ha-ha! Văd că frânele tale funcționează din nou, Carlo! Ok, să ne întoarcem la Edgar și să vedem dacă mai putem livra niște pizza. Bună, Edgar! Of, Doamne, Edgar! Cred că ți s-a făcut foame așteptându-ne! Păi, Carlo, cred că va trebui să faci oricum mai multă pizza. Crezi că ai mai putea adăuga una la comanda ta? Mulțumim, Carlo! E ziua ta norocoasă, Edgar! Oh, ce drăguț din partea ta, Carlo! Acum nu mai trebuie să faci încă o plăcintă, Tom!
Mulțumim pentru ajutorul tău de astăzi, Tom, și mult succes cu livrările, Carlo! Poftă bună! Dar ce ai acolo, Matt? Niște gogoși pentru ziua gogoșilor? Arată delicios! Ai unele și cu topping? Atenție! Mașina aceea merge cu viteză! Grăbește-te, Matt! Du-te și oprește-l! Gogoșile tale! Atenție, Marley! Atenție, Henry! Sunt gogoși peste tot pe șosea. Of, Doamne! Sunteți bine amândoi? Mai bine l-am chemat pe Tom, camionul de tractări. Avem nevoie de ajutorul lui ca să vă reparăm pe amândoi. Bună, Tom! Ești ocupat? Oh, coci ceva! Marley și Henry au avut un accident urât. Au nevoie de ajutorul tău. Poți? Bun, să mergem! Stați liniștiți! Tommy aici! V-am spus că se va bucura să fie de ajutor. Ce dezastru! Cred că va fi mai ușor să-i repari la atelierul tău, Tom. Va trebui să faci două drumuri. Crezi că e ok, Marley? În regulă, ne vom grăbi. Oh, ce bine, Tom! Ai ajuns! Henry aștepta răbdător. În regulă, Tom! Haide să-i reparăm! Trebuie să te grăbești? Așa este! Aveai ceva la copt în cuptor. Nu vrem să se ardă. Mai bine ai trece la treabă. Din neatenție, ai pus roțile cele mari ale lui Marley pe micuțul Henry. Păi, Henry, Henry, acelea sunt cauciucurile lui Marley. Sunt ale tale. Henry, întoarce-te! Henry, ne auzi? Dar unde mergi? Întoarce-te! Îmi pare rău, Marley. Cred că Henry se distrează prea bine. Nu se întâmplă prea des ca o mașinuță să arate ca un monster truck. Serios, Henry. Faci gogoși pe iarbă? Păi așa ai dat de necaz și prima dată. Așa este, Tom. Henry, nu poți păstra ce nu-i al tău.
cauciucurile acelea sunt ale lui Marley, nu ale tale. Cum te-ai simți dacă cineva ți-ar lua ceva care îți aparține fără să te întrebe? Vrei să le dai înapoi? Bine, ăsta e cel mai bun lucru pe care îl poți face. Să ne întoarcem la atelierul lui Tom. E mult mai bine. Cum te simți acum, Marley? Henry, mulțumim că i-ai înapoiat lui Marley cauciucul. A fost foarte, foarte frumos din partea ta să faci asta. Stai puțin, Tom. Cuptorul tău. Ai terminat ce coceai? Gogoș? Cui e foame? Tom, camionul de tractări. Salutare, Suzy! Nu e așa că arăți minunat astăzi? Cred că sunt ocupați săpând pe șantier. Hei, Suzy! Atenție la balta aia! Nu te îngrijora! Nu-i chiar atât de rău! Trebuie doar o mică reparație! Unde mergi? Oh, folosești geamul ca oglindă? Uite, e mai bine! Of, chiar că sunt ocupați pe șantier astăzi. Oh, nu chiar așa de norocoasă de data asta. Mai bine îl chemăm pe Tom, camionul de tractări. E ilegal să conduci cu un stop de frână spart. Ocupat ca de obicei, Tom? Ai timp să vii să o ajuți pe Suzy? O stâncă de pe șantier i-a spart unul dintre faruri. Mulțumim, Tom! Ce ne-am face fără tine? Crezi că o poți repara, Tom? Minunat! O mulțime de faruri! Știi de care are nevoie Suzy? Ai dreptate, are nevoie de unul roșu, pentru că e un stop de frână cel care s-a spart. Suzy, Tom vrea să calci frâna, ca să verifice dacă merge noul stop. Excelent! Cred că ești gata de drum. Oh, ce este, Tom? Ai ceva care o va face pe Suzy să arate chiar mai frumoasă? Wow! Ce ai acolo? Suzy, Tom îți va da oglinzile jos. Nu te panica. Asta e doar pentru că vrea să le înlocuiască cu unele mult mai bune. Ok, închide ochii acum. Oh, sunt minunate! Suzy, te uiți? Wow! Arăți de milioane! Vezi? Mulțumim, Tom! Ai făcut-o pe Suzy foarte fericită! Să fii atentă, Suzy! Și vezi să nu mai fi distrasă de reflexia ta din nou! Tom, camionul de tractări!
Salutare, Tao! Totul în regulă? Aștepți un colet foarte important să sosească? Peter, mașina poștală nu a sosit încă? Crezi că ar trebui să mergem să-l căutăm? Oh, nu! E Peter și pare să aibă probleme. Of, Doamne! Peter, ești bine? Ești blocat! Ar trebui să-l aducem pe Tom, camionul de tractări. Bună dimineața, Tom! Salutare, micule Tom! Îmi pare rău să vă deranjez de la micul dejun, dar Peter, mașina poștală, are nevoie de ajutor. Ești nerăbdător să-l ajuți pe tatăl tău, micule Tom? Tuc-tucul Tao încerca să-l trezească pe Peter. În schimb, l-a speriat și Peter a pornit cu masca pe ochi. Îl poți ajuta, Tom? Să te ducem la garajul lui Tom, Peter. Îți poți da seama ce s-a întâmplat, Tom? Ai găsit tu problema, micule Tom? Ne arăți și nouă? Cred că te simți mai bine, Peter. Se pare că accidentul a stricat roțile lui Peter. Sunt de mărimea potrivită, Tom? Bună treabă, micule Tom! Arată perfect! Micul Tom are o surpriză pentru tine, Peter! Ce drăguț! Un ceas deșteptător ca să nu mai întârzi din nou la muncă! Nu-i așa că e drăguț, Peter? Hehehe
Mulțumim pentru ajutor, Tom! Și mulțumim și ție, micule Tom! Nu l-am fi putut repara pe Peter fără tine! Salut, Tao! Peter are ceva pentru tine! Cu plăcere, Tao! Și nu te îngrijora, a fost doar un accident. Peter e mai bine acum? Ne vedem data viitoare, Peter!